Imaginile au apărut pe Facebook, iar polițiștii l-au identificat pe bărbat. Din verificările efectuate de polițiști s-a stabilit că un bărbat de 45 de ani din comuna Ghidici, în timp ce se afla pe strada Mihai Viteazu, în fața unei piețe agroalimentare din localitate, ar fi lovit cabalina pe care o deține. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de rănirea sau schingiuire animalelor. A menționat purtătorul de cuvânt al IPJ Dolj, Daniela Pârvulescu. Poliția animalelor acționează frecvent și intervine pentru salvarea animalelor maltratate.